Acei 9 metri, dacă vedeți la colț acolo. Păi și cu barca? Barca, uitați, de aia. Undeva n-a judecat normal că cu barca aia nu se trece pe timpul ăsta, adică la apa mare care e la ora actuală, că e apă repede. Mai sunt două persoane care sunt dispărute, am fost până la pod, la Făurei, n-am găsit nimica, am trecut de Făurei, ne-am dus la Vișani, nici acolo nu s-a găsit nimic. Deci ați mers de-a lungul, mers pe, de-a lungul râului până, nu știu, sunt vreo 70 de kilometri care am mers. Deci ne-am plimbat, dar n-am găsit nimic. De podul de fier și apoi am ieșit în, pe mal și am mai strigat și n-au răspuns nimic. Nu, da. S-a... Mai sunt șanse să fie găsiți în viață, ce credeți? Că nu, cred că e și vremea, cum vedeți, e caz de hipotermie. Cât de mare e apa aici în zona? Nu știu cum să spun cu aproximație, dar oricum e mare. Acolo, da. Deci e foarte mare. Deci și curenții în, aproape de podul de fier, legătură, podul de fier este legătură între Vișani și Jirlău, cum n-am zis rău, este Albia mai strimtă și sunt curenți mai mari. Deci nu e șanse. Am fost și la Vișani. Dar cei doi care sunt dispăruți acum știau să înoate? Nu, nu, nu știa să înoate niciunul. Și nu l-a mai văzut? Că acolo e. Unde? Da. Dar ei pe unde au trecut? Pe zona asta? Păi, uitați, vedeți unde e acolo. Deci a trebuit la cu o plută, făcută din fibră. Și m-am dus pe malul gârlii, încolo și așa de a-mi căuta și am găsit-o ruptă și în tufiș. Deci în creci la mal așa. Am găsit barca. Și nici urmă de ei. Nici urmă. Am strigat, am căutat. Am înțeles că unul dintre ei are probleme cu inima? Da. Și cu apa asta rece? Apa rece, ea... Și cum ea treceau ei pe aici, barca? Că deci, la rame, cu la barca așa, avea șufă din mal în mal și unul mergea și se trăgea de șufă. Și barca mergea pe apă. Și o barcă improvizată ca aceea putea să țină 5 oameni? Nu. Treceau. Avea o șufă acolo legată și o șufă de la sârmă, da. Sârmă era de... legată de ea. Și pe una care se trăgea, după aia. Dar nu au ce să se fi întâmplat, adică s-a rupt șufa. Viteza mare fiind la apă, i-a împins, ei s-au ținut, a împins-o și s-a rupt șufa pe la jumate. Probabil că acolo a fost puterea, s-a rupt și s-au dus. Thank you.
De la primele informații am dispus ca reprezentanții Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență și ai Poliției, în total 25 de persoane, să se deplaseze la fața locului, în vederea salvării celor 5 persoane, începând de la 17 ani până la 39 de ani, din zona Moșești, comuna Robeasca. Au fost salvate 3 persoane, un copil de 17 ani, respectiv 30 și 39 de ani bărbați. Căutăm încă 2 persoane de 30 de ani și 39 de ani, pe numele Vasile și Sârbescu. Am dispus ca măsură suplimentară informarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență să ne trimită un elicopter smurt. Domnul Cristea, ați făcut echipa așa să mergem pe tot malul? Am înțeles, am înțeles. Oricum rămânem până se întunecă și indiferent cum este, mâine dimineață la prima oră reluăm. Da, m-ai chemat, mai vine o remorcă acum cu oameni. Bine, cât puteți să mobilizați? Vedeți mașina aceea a doua? Aceea a lui. Acela cu 7. Acela...